Right to school, băieți, pregătiți. Eu da, închidem asta. O să ne mai întâlnim cu un băiat pe drum, cu un băiat cu un KTM. Am și o cască de rezervă să-i duc altui băiat. Și mai complicate lucrurile. Ok, ne-am pus și mânușile, suntem echipați tot, cenunchiere. Și haideți la școală. E și 2 minute. Ok. Pe la și 10, pe la și 15 trebuie să ajung la băiatul ăla. Avem timp, fac vreo 30 de minute până la liceu. Un vecin. Ce boier. Ok, dăm semnal stânga aici. Am casca asta de rezervă și mă fute rău de tot la cap. Ăștia deloc, mă, pe aici. Mai ales mai în față, pe lângă liceul meu, să-i des în câteva grup de rumătorul în ele, dacă intru cu viteză. Probabil e dat mai sus decât trebuie.
bine. Sper să fie totul bine. Am prima oară sport, așa că haideți la sport. Hai la sport, băieți, prima oară sport, am să mergem. Să fie și băiatul ăla. Vedeți, n-a ajuns, frate. N-a ajuns, așa că îl așteptăm. Ca să ieși panelul tot. Să vă ia. Să ieși ca să ajuns. Bă, stai, bă, că am băgat mâna în ăsta. Stai, am pus, frate. Ia uite pe asta mic aici. Păi n-a dat pe la ou? Da, frate. Salut, frate. Auzi, salut, frate. Ajuns. Ești pre... A? Când ai ajuns? Acum un minut. Nu, stai liniștit că n-am... Nu, că am întins un pic lanțul. Ce zici? Am întins un pic lanțul că nu l-am mai întins de vreo 3 săptămâni și m-am uitat la el. N-a fost mult de întins la el, da? A, da? Mie mi l-au întins ieri băieții când am fost să fac revizia și mi-au zis să-l mai întind peste vreo 1000-1000 de kilometri, că ar fi bine. Ești pregătit? Hai, să vedem. Hai, du-te tu primul, că facem o zi. O zi mă duc eu, o zi te duci tu.
același liceu cu mine, ca să înțelegeți. Eu sunt la un liceu care e la vreo un kilometru și un pic de el. Adică sunt foarte apropiat, dar diferit. Mișto Duke oricum, mișto. Luați-vă Duke dacă vreți. Dacă sunteți, dacă nu sunteți foarte înalți, ce trebuie să înseamnă foarte înalți? Asta mi-am făcut colega. Adică dacă aveți în jur de 1.70 pe acolo, puteți să vă luați fără nicio problemă, destul de înalt și stați super bine pe el. Ia uite, și am un bord 53-50, ia, am 47 în bord și 43 acolo, vedeți ce v-am zis? Deci, cam așa e. Deci am un bord mai mult cu 45% decât un fi mai uniți. Uite, i-a dat, nu am văzut ce i-a dat, superioară sau inferioară? Asta a scadă cu voi pe GoPro. Da, sunt foarte fericit că am reușit să-mi iau și că reușesc am să fac motocă. Într-adevăr, sunetul e, na, bate bun cu toate alea. De, am cu ce de face? Aha! Rugă! Păreiciu, păreiciu, truși, mama! Am sigur. Hai să ne depășească la pădreata la care. Ăla e ta. Stai bun, era acum drumul. Hai, bagă că am auzit că ai intrat pe martor. Ai intrat pe rezervă, e? Ce? Nu știu. Așa, zi. Da, vârstica. Da, te fiu. Așa. Știi placul? Nu. Nu contează și foarte vedere. Vezi că te ține. Nu te memorai. Mi-am dat casca în capă, dar nu. Așa. Asta trebuie să-i dau lui Cătă. Ăsta a venit, era văzut termotorul și l-a pus lângă meu. Ha, păi l-a făcut, n-avea bani. Îi făceam infatul atunci, nu-i s-a mai găsit bani. I-o fi făcut vreunul vreo glumiță. Ce? Păi că păi ai 35-40. Da, da. Da, 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 uite. 3, 9, 4. Nu pot să cred, bă, 5 litri, 45. Nu cred. Ești bun? Ia uite, eu pot să mă dau. 44. Dar ție nu sare pompa? Ți-a sărit până la benzină? Nu știu. Oh, nu te plătește, frate. Eu am cam băgat ieri benzină. 24 de minute, 35. Mai am baterie, eu zic că ajunge, ok. Eu să vă arăt aici, mai am. Deci mai am, stați așa un pic, range 360. Wow. Bă, și ieri chiar m-am plimbat, ieri am fost la pită. Ieri am făcut vreo 100 de km. Gata? Da. Ce? Exact aici. Da, că am uitat să-l încarc dacă așa am plecat cu vreo 50 și ceva. Da. Acum să vezi ce zbor, că ai benzină. Ăla-i tot. Mi-a căzut șoseta. Băga-mea și piciorul că nu stă niciodată șoseta aia. Trebuie să-i fac ceva, frate, că chiar nu stă niciodată. Acum am băgat eu în față la tăpiciul ăsta. Degeaba! Bă, bune, frate! V-am zis că nu vreau să dau după ea, după el. Am și eu un exigent cu mare el. Probabil să vedea altceva pe GoPro, știți? Să vedea poate mai mult coarnele sau mai puțin în față sau mai mult în față și mai mult coarnele, mai puțin coarnele. Nu! Sunt afară. Puțin el, așa de puțin el. E inferioară că aici nu mai e de joacă. Adrenalin? Ce are un geac pe geaca aia? Ei, bine, cu adrenalin. Uitați-vă ce rost mare are. Ce roși voi băiatele, băi! Ce roși voi băiatele, băi!
Ba, frate, că fac dreapta aici. Să opresc pe aici undeva, fiindcă bani s-a mici eu acolo și opresc aici. Ia, de pe toată ar fi să fii tot aici. Gata, uite. Olei, și cam asta este drumul. Cam asta este drumul către liceu. Sper că v-a plăcut, nu uitați de un like și ne auzim data viitoare.